Am revenit tot în acea zi, cu altă lecție. Hai să vedem, vorbim despre școală astăzi. Hakkyo. 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 Școală. Ok. Avem Hakseng, elev sau student. Hakseng. De Hakseng. De Hakseng este student la universitate. De e mare Hakseng, student mare, adică elev mare, adică student. Yo Hakseng, yo Hakseng înseamnă elevă studentă. Nam Hakseng, nam Hakseng, elev student, feminin masculin. Adică vă spun că există și cuvintele astea sau doar general Hakseng de Hakseng. Apoi Hakkyo, Hakkyo care înseamnă școală, de Hakkyo. De Hakkyo. Școală mare, adică universitate. De Hakkyo. Kyoshil. Kyoshil, sală de clasă, shil e clasă sau cameră, cum ar fi, și kyo, educație. Deci cameră de educație, sală de clasă. Kangishil, asta i. Kangishil, iar clasă. Kangi este lectură. De fapt, lecture în engleză, sau nu chiar lectură, mai degrabă nu-i spunem curs. Diferența între cele două, Kyoshil este mai mică, în general, și Kangishil este, de exemplu, atunci când vine un invitat special și ține o prelegere sau un curs special pentru un anumit număr mare de studenți. Kangishil, dar nu neapărat. Unele școli pot să aibă și Kyoshil mai mici sau Kangishil. Kangishil, de fapt, în general, nu e doar pentru educație, cred eu, adică se folosește cu mai multe scopuri, părerea mea. Acum știți cum e, nu știu exact toate funcțiile clădirilor și camerelor din școală, dar Kangishil, în general, este o persoană în față, vorbește și noi ascultăm. Kyoshil este, în general, cu interacțiune între studenți și profesor. Ok? Cum ar fi seminar și curs. Un exemplu. Apoi, do, so, vedeți, do, so din gât, guan. Do, so, guan, bibliotecă. Do, so, guan, so, jom. So, jom, librărie. So, jom. Apoi avem, kyo, gua, so. Kyo, gua, so, sau kyo, je. Kyo, je, manual. Kyo, gua, so, manual. Ok, check, carte. Ups, vă vorbește cineva, pardon. Check, carte, kung check. Kung check, caiet. Apoi, obiectul meu preferat, manyonpil. Manyonpil, stilou. Manyonpil, yonpil, creion. Yonpil și pen. Pen, pix. La pen se mai spune într-un vers, că vă scriu imediat aici. Pentru pix avem cuvântul ballpen. Ballpen care înseamnă practic în engleză ballpoint pen, adică pix. Ok. Apoi avem chilpan. Chilpan care este tabla, chilpan, dar în general se folosește atunci când avem chilpan este tabla neagră, adică neagră, mă rog, închis, unde se scrie cu cretă. Și whiteboard, asta pe care scrie este whiteboard, adică black, whiteboard. Whiteboard, adică practic e tabla albă pe care se scrie cu marcă. Ok? Whiteboard, chilpan, chilpan. Ok, avem piltong. Piltong este penar. Și Jiuge. Jiuge este radieră sau cumă de șters. Jiuge. Jiuge. Și apoi avem ultimul cuvânt. Panchingu. Panchingu. Pan e clasă. Chingu prieten. Deci coleg. Panchingu. Sau panchingu. Și dacă vreau să spun la plural, folosesc panchingu dâl. Și atunci mă refer la colegi. Panchingu dâl. Ok, revenim scurt. Hakseng, de Hakseng, Hakkyo, de Hakkyo, Kyoshil,